FCG Râmnicu-Vâlcea și-a respectat blazonul și a câștigat ultimul meci din grupa D în EHF European League. Ajunse în Ungaria direct de la Viborg, acolo unde au suferit singura înfrângere în grupă, vâlcencele au avut nevoie de o bună perioadă de timp pentru a intra în ritmul de joc. Gazdele au condus aproape în permanență, au avut 16 la 15 la pauză și s-au desprins la 4 lungimi în partea a doua, 20 la 16. Vâlcencele nu au intrat însă în panică, au egalat la 21-21 și apoi chiar au trecut la conducere 23 la 24. Pe final, Vâlcea a arătat că are mai multă experiență, a jucat mai pragmatic și a plecat cu o victorie de palmares. Merită remarcată însă parada senzațională din finala Dacianei Hosu, dar și evoluția foarte bună a pivotului Bobana Clicovaci, 7 goluri, a interilor Irina Glipco, 7 goluri și Olga Groșenina, 4. Succesul vâlcencelor a fost umbrit însă de accidentarea în minutul 38 a extremei stânga Cristina Florica. Aceasta a scăpat pe contraatac, a marcat pentru 20 la 21, dar a căzut destul de rău pe genunchiul drept. Din primele investigații se pare că nu ar fi vorba de o ruptură de ligament, cea mai gravă accidentare, ci doar o ruptură de menisc, care ar scoate-o pentru cel puțin 6 săptămâni din circuit pe Cristina. FCM Râmnicu-Vâlcea va întâlni în sferturile de final ale competiției pe câștigătoarea grupei C, ICAST Herning. ICAST a câștigat cu maximum de puncte grupa sa, una din care a făcut parte și Măgura Cisnădie, neavând mari probleme. Vâlcea și ICAST s-au mai întâlnit tot în EHF European League, dar în preliminarii, în ediția 2018-2019. Danezele s-au calificat atunci în faza grupelor după 22 la 16 pe teren propriu și 21 la 19 la Râmnicu-Vâlcea.